Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, bine ați revenit la noi. În primul și în primul rând cunoaștem cu toții care este subiectul care urmează să fie abordat astăzi în cadrul briefingului. În mare parte ne vom axa pe compartimentul sezonului estival, perioada de vară, atunci când, cu părere de rău, o mare parte din incidente sau situații neplăcute pot apărea anume în lunile verii. Întâi de toate, voi veni cu un mesaj, sau mai corect spus, cu un apel către toți cei care urmează în aceste luni să aibă diferite activități. Sau ne referim și la părinții care își lasă copiii fără supraveghere. O mare problemă sau o mare situație de risc sunt anume în această perioadă minori. Dacă o să facem o mică analiză comparativă doar cu perioada estivală a anului precedent, vom vedea că doar în perioada lunilor de vară, în anul 2021, noi am avut plecări de acasă a minorilor, peste 150 de plecări, părăsiri de domiciliu. Noi am avut comise peste 333 de infracțiuni cu implicarea minorilor. Noi am avut peste 150 de accidente rutiere, dintre care victime sau decedați am avut 5 minori, iar cel mai regretabil că din numărul acestor accidente rutiere, conducători a acestor mijloace erau minori, copii cu vârsta de până la 18 ani. De aici pornind, o să vin cu un mesaj de atenționare sau de atenție, mai bine spus, atât pentru societate cât și pentru părinți, să manifestăm o prudență sporită față de comportamentul copiilor care sunt în grija noastră. În mod special să fim foarte atenți atunci când plecăm la serviciu și acești copii rămân singuri acasă, mă refer în mod special la copiii cu vârsta de până la 12 ani. Acele situații când copiii sunt antrenați în diferite activități fără supraveghere în străzi sau în afara blocurilor de locuit. Nu în ultimul rând, un risc sporit ne manifestă în această perioadă implicarea minorilor, copiilor în diferite jocuri online. Aici trebuie, cum am spus și mai devreme, să mărim atenția noastră asupra comportamentului lor. Ori în toate aceste circumstanțe, copiii pot cădea victime sau pot fi victime ale diferitor tipuri de infracțiuni. Noi cunoaștem cu toții, la ziua de astăzi, 90% din infracțiuni, de fapt, se comit prin intermediul rețelelor de socializare online. Deci, aceasta este prioritatea infractorilor. Nu în ultimul rând, vreau să atenționez părinții, dar în genere toată societatea, în această perioadă estivală să fim foarte și foarte atenți la modul nostru de comunicare, cu cine comunicăm, cu ei comunicăm, în mod special despre plecarea noastră de acasă, când casele sau bunurile imobile rămân fără supraveghere. La fel să manifestăm o atenție sporită ceea ce țin de bunurile noastre personale care le avem la noi, cu atât mai mult că în această perioadă îmbrăcămintele sunt mai sumare, iar bunurile sunt păstrate la locuri mai vizibile. Pentru asta, încă o dată atenționăm ca să avem cât mai multă prudență în atitudinea, comportamentul și ceea ce este în preajma noastră. Nu o să ezităm să comunicăm sau să solicităm orice informație sau incident cunoscut oricărui cetățean să apeleze la serviciul 112 sau la cel mai apropiat polițist care îl vede în preajma sa. Nu în ultimul rând o să vreau să precizez că în aceste perioade, în următoarea perioadă a sezonului estival, vom veni cu acțiuni mult mai active, proactive, la acest compartiment. Vom fi mult mai activi în zonele rezidențiale, vom fi activi în parcuri, centre de distracție, în acele zone de divertisment. Toate acestea, de fapt, vor fi o prioritate pentru a nu admite cumva abuzuri sau nereguli raportate atât la minori, cât și la alte categorii de persoane care pot cumva fi victima acestor tipuri de infracțiuni sau contravenții. Totodată, chiar de curând, la începutul lunii iunie, am avut și o ședință comună cu reprezentanții CALM-ului, autorități publice locale, unde au fost abordate o serie de probleme legate
anume la acest compartiment legat de minori, legat de compartimentul social, ceea ce se întâmplă în localitățile noastre, unde sunt stabilite niște reguli și, bineînțeles, că aceasta va fi o prioritate de consolidare a capacităților noastre de comun cu reprezentanții autorităților publice locale și anume intensificarea acelui proces cu consiliile de securitate în localitățile noastre. Eu aici închei mesajul meu, urmează și colegii mei, dacă o să apară întrebări, după asta o să comunicăm, dar la acest final eu vreau totuși să urez tuturor cetățenilor Republicii Moldova o vacanță de vară sau o perioadă estivală cât mai liniștită, cât mai calmă și, bineînțeles, că cât mai plăcută alături de cei dragi. Vă mulțumesc mult! Dragi cetățeni, stimați jurnaliști, așa cum v-am informat și anterior, noi din 24 februarie suntem pe varianta intensivă de activitate. În același timp, odată cu începerea sezonului estival, se întreprind mai multe măsuri consolidate cu colegii noștri din Armele Ministerului Afacerilor Interne, cu colegii noștri din Serviciul Amal și cu colegii noștri de pe ambele părți a frontierei de stat, fie cu Ucraina, fie cu România, ca să fim alături de cetățeni. Așa cum spuneam, pe perioada estivale, atestăm o creștere enormă a traficului de pasageri și mărfuri peste frontiera de stat, în comparație cu anii precedenți. Și dacă îi se dau citire unor cifre, este o creștere de peste 72% comparativ cu perioada anilor trecuți. Pentru a face față acestui flux, la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a fost instituit un grup de lucru pentru a analiza și a anticipa fluxurile de persoane, riscurile conexe de război în statul vecin, astfel ca să putem prompt să reacționăm pentru a le diminua. Printre cele mai importante activități pe care noi le propunem să le facem e cooperarea eficientă, după cum spuneam, cu colegii noștri din Serviciul Vamal, sincronizarea acțiunilor cu colegii noștri din România și din Ucraina, care include în sine același număr de polițiști de frontieră, aceleași dispozitive, acțiuni de interoperabilitate a sistemelor informaționale la nivel național, astfel ca să diminuăm la maxim timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat. Împreună cu colegii noștri la nivel teritorial, au fost elaborate planuri de contingență pentru fluidizarea traficului de mărfuri și ați fost martori acelor acțiuni care au fost întreprinse de noi, astfel ca în punctele de trecere situația s-a normalizat. În același timp, suntem gata să efectuăm proceduri și mecanisme pe revers, cum pe linia marfară, atât și pe linia de pasageri. În același timp, vom fi gata să intervenim împreună cu colegii noștri din Armele Ministerului Interne, și aici mă refer la colegii noștri din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sau Poliția Națională, sau Inspectoratul General de Carabinieri. Suntem gata să suplinim numărul de personal în punctele de trecere a frontierei de stat, să suplimentăm cu dispozitive speciale pentru controlul frontierei de stat. Așa cum spuneam, specialiștii noștri în tehnologii informaționale la moment testează mai multe mecanisme de interoperabilitate care ne vor permite sincronizarea acțiunilor pe interior cu colegii noștri din serviciul VAMAL. Pentru a fi mai alături de cetățeni, noi vom face tot posibil astfel ca familiile cu mici copii, așa cum prevede legea, să fie prioritizați la trecerea frontierei de stat, așa cum și în cazul bătrânilor și persoanelor cu dizabilități. Suplimentar, mă adresez
către cei care doresc să călătorească. Fiți atenți la valabilitatea documentelor, fiți atenți la punctele de trecere pe care le alegeți, folosiți la maxim dispozitivele noastre online pentru a face cunoștință care este timpii de așteptare, care sunt timpii de așteptare în punctele de trecere. Totodată mă adresez către acei cetățeni care vor petrece vacanța aici acasă și vor folosi la maxim aflarea pe râurile de frontieră Nistru și Prut, să informați în prealabil subdiviziunile noastre teritoriale și să dispuneți de actele necesare pentru drepturi de aflare în zona de frontieră. Pentru orice situație, nu ezitați, dragi cetățeni, să apelați fie la linia call centrul Poliției de Frontieră la numărul de telefon 022-259-717 și totodată să consultați pagina oficială a Poliției de Frontieră border.gov.md. Călătorie plăcută pentru cei care o planifică, iar cei care sunt în vacanță, vacanță plăcută. Onorată asistență, stimați cetățeni și reprezentanții mass media. Precum este bine cunoscut, sezonul estival reprezintă perioada din an caracterizată de un grad ridicat de mobilitate a persoanelor pe fondul concediilor de odihnă și a vacanței copiilor. Din acest considerent, menținerea ordinii publice în această perioadă devine o prioritate pentru Inspectoratul General de Carabineri, dar și pentru colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Toate activitățile urmând a fi coordonate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, realizarea unui climat de ordine și liniște publică, inclusiv desfășurarea unor activități de informare și creștere a sentimentului de siguranță a cetățenilor. În acest sens vor fi adaptate dispozitive de securitate publică constituite la nivel subdiviziunilor de carabinieri, care vor executa acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale pentru menținerea unui climat corespunzător de siguranță, acordând o atenție sporită locurilor cu mare afluență de public, în care urmează a se desfășura activități religioase, culturale, sportive, de agrement sau de orice alt gen. Pe unele dimensiuni operaționale, noi vom colabora permanent cu colegii din celelalte arme ale Ministerului de Interne, fie vorba de colegii din Poliție, situațiile de urgență, Poliția de Frontieră sau colegii din Migrație și Azil, conform competențelor fiecăruia, astfel pentru realizarea și desfășurarea în comun a unor acțiuni tematice destinate combaterii fenomenelor antisociale. Stimați cetățeni, Inspectoratul General de Carabinieri va acționa coordonat și constant pe toate domeniile de competență, încât sezonul estival să se desfășoare în maximă siguranță pentru fiecare cetățean și oaspete al Republicii Moldova. Reușita acestor eforturi vor depinde în mare măsură și de implementarea eficientă a parteneriatului dintre noi și comunitate. Siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră, dar o putem face mai bine împreună. Astfel, în situația în care ați observat o persoană aflată în dificultate, ori sunteți martor la o faptă antisocială, nu ezitați să solicitați ajutor forțelor de ordine din apropiere sau apelând la numărul unic 112. Să nu uităm că indiferența poate produce o tragedie. Vă mulțumesc! Stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media, Inspectoratul General pentru situația de urgență pe perioada estivală este antrenată în prevenirea situațiilor de risc împreună cu colegii din toate armele din cadrul Ministerului de Interne. Și vreau să menționez că în perioada estivală Inspectoratul General pentru situația de urgență va întreprinde un șir de măsuri de prevenire și instruire a cetățenilor pentru a reduce riscurile și a asigura securitatea cetățenilor. Într acest context ne vom axa și pe compartimentul incidentelor pe apă în perioada estivală,
unde mulți de dumneavoastră cunoaște că noi am demarat această companie împreună cu colegii și la 13 iunie, dar pentru o statistică să vă informez că am avut până la moment 52 de intervenții la cazurile de NEC, unde 36 de persoane au fost salvate datorită cunoștințelor celor care au fost alături de persoanele care aveau de suferit. Și este de menționat că în cadrul instruirii noi am făcut o analiză a riscurilor unde pot avea loc aceste cazurile de NEC, incidentelor pe apă. Deci avem localitățile și acolo unde sunt localitățile cu risc sporit, în colucrare cu colegii din poliția, din Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General a Carabinierilor și Inspectoratul General a Poliției de Frontieră, se organizează echipe mixte, chiar și în zonele limitrofe, deci pe râurile Prut și Nistru, unde sunt riscuri, cum ar fi Costești Stânca, da? Cum ar fi la Cahul. Deci noi avem locurile unde sunt și acolo sunt organizate echipe mixte unde asigură instruirea cetățenilor. Ca la moment noi să avem peste 9.000 de cetățeni instruiți privind regulile de comportare pe apă. Deci ce se referă un alt compartiment la care Inspectoratul General pentru situații de urgență participă în prevenire este deci copiii în perioada vacanței de vară. Aici, antevorbitorii au spus măsurile de securitate, noi încă o dată revenim la subiectele ce se referă pe domeniul apărării împotriva incendiilor, adică utilizarea focului, deci lăsarea copiilor de sine stătători, folosirea medicamentelor sau accesul la medicamente copiilor de sine stătători. Deci la acest compartiment vreau să tragem o atenție. Deci este de menționat că de comun cu autoritățile publice locale, deci s-au estimat unde sunt taberele de odihnă și instituțiile de învățământ unde sunt acum în preajmă în vacanță copiii. La acest compartiment eu vreau să spun un mare mulțumesc la cei copii care au fost antrenați în școala securității, care ne este un suport acum pentru instruirea, la toate tururile copiilor care intră în taberele de odihnă, inclusiv și cei din Ucraina care sunt în aceste tabere. Deci, totodată, deci, s-au organizat instruiri la nivel de direcție de învățământ teritoriale a celor persoane care sunt în superiori în taberele de odihnă. Și la fiecare tură, noi revenim cu toți colegii din pe domeniile sale pentru a instrui copiii în taberele de odihnă prin aceasta ca să sensibilizăm securitatea aceasta. În perioada estivală, evident că este și situația care este la moment, este secetă și din nou noi putem să ne întoarcem la acele incendii de vegetație uscată, care foarte bine le țineți minte dumneavoastră, în proporții și deja ultima săptămână ne-a demonstrat că este o majorare a numărului de intervenții la aceasta. Acest compartiment eu vreau să atrag atenția la toți gestionarii terenurilor agricole, zonelor forestiere, ca să asigure deci, securitatea acestora, să nu utilizeze focul deschis în locurile neprevăzute. Și chiar dacă noi am venit la un loc de agrement sau cetățeanul a venit, deoarece este o perioadă estivală și mulți cu familie ies în zonele de agrement și organizează cel frigărui sau ce, ca să nu evite să stingă complet focul până a plecat de acolo și până a plecat de în locul dat și a fi convins că nu a putea fi răspândit acesta. Un compartiment separat va fi în perioada de vară, deci și recoltarea cerealelor. Acest compartiment noi vom organiza ședințe de instruire cu direcțiile de agricultură din teritoriu și toți agenții economici care sunt antrenați la acest subiect. Deci, unde vom da cerințele care sunt minime de asigurarea securității a cerealelor. Vreau să menționez că în perioada de vară noi vom veni cu mai multe companii, sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va veni cu mai multe companii pe domeniul protecției civile, pe ce se referă compartimentele de cutremur de pământ, comportarea în perioada
dacă aerul este afectat. Deci noi la acest compartiment s-a elaborat acum mai multe spoturi publicitare, video, care sunt plasate pe pagina oficială a EGSU-ului și le puteți prelua ca să aveți măsurile și solicit ca chiar să le preluați și prin intermediul dumneavoastră să putem preveni situațiile de risc. Deci aceasta ne vedem în scurtă durată ca să o demărăm începând cu 1 iunie aceste subiecte. Vă mulțumesc și nu evitați, stimați cetățeni, să apelați la 112 sau la colegi în caz că sunteți în situație de risc. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățenii Republicii Moldova și altor state, stimați reprezentanți mass media, sunt Mihail Vodă, director al Biroului Migrat și Azil, al Ministerului Afaceri Interne, și sunt aici pentru a vă prezenta informații verici pe domeniul de activitate a Biroului Migrat și Azil, inclusiv activități ce se extind pe perioada imediat următoare. Informez că angajații Biroului Migrat și Azil sunt implicați permanent în procesul de gestionare a crizei de migrație, declanșată începând cu 24 februarie curent. Ținem să vă asigurăm că situația este stabilă. Cu regret constatăm că sunt deja 120 de zile de război, perioada în care ne adaptăm și avem identificate soluții optime pentru a face numărul mare de solicitări ale serviciilor Biroului Migrație și Azil. În acest sens, a fost extinsă capacitatea ghișeului unic de documentare a străinilor, cu suplimentarea 50% din efectiv, iar pentru evitarea aglomerărilor și prestărilor serviciilor calitativ și rapid, străinii sunt îndemnați să utilizeze aplicația Early One, cu ajutorul căreia persoanele pot lua tichetul la distanță, fără a sta în rând și pot deschide această aplicație de pe telefon. În aceste 4 luni, Biroul Migrație și Azil a dat dovadă de mobilizare și sacrificiu, fiind recepționate 7.978 cereri de azil. Acum, în procedură, au rămas 3.978 cereri, dintre care 3.573 sunt din partea cetățenilor ucraineni. Pentru 4.000 de solicitări de azil au fost emise decizii de încetare a procedurii, pe motiv că solicitanții și-au retras cererile sau au părăsit teritoriul Republicii Moldova. În același timp, găzduim teritoriul țării 76.967 de cetățeni străini, dintre care 41.456 sunt minori. Avem un angajament civic față de aceste persoane și menirea noastră ca comunitate primitoare este să-i tratăm cu empatie și grijă. În acest sens, facem apel către străini care sunt forțați să-și părăsească casele și țara în căutarea spațiului sigur pentru sine și membrii familiei și îndemnăm să-și legalizeze șederea pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, amintim că ei au posibilitatea să muncească legal pe teritoriul Republicii Moldova pentru a-și asigura un trai decent, vara fiind un anotimp cu spectru larg de posibilități pe piața forței de muncă. Totodată, încurajăm să solicite angajare legală și suport informațional de la instituțiile specializate pentru a avea acces la sistemul de sănătate și protecția socială. Mă adresez angajatorilor și fac apel către ei în aceeași măsură, îndemnându-i să respecte normele legale în procesul de angajare a străinilor. Legislația oferă soluții, cu atât mai mult că prin dispoziția Comisiei Situației Excepționale numărul 21 din 18 mai 2022 au fost aprobate un șir de derogări care permit angajarea străinilor fără condiția de a indica în contractul ideal de muncă salariul mediu prognozat pe economie, ceea ce constituie 9.900 de lei pentru anul 2022, iar în cazul perfectării dreptului de ședere provizorie în scop de muncă pentru cetățenii ucraineni, de la angajatori nu este percepută taxa de stat, 1.440 lei. O procedură simplificată rămâne a fi angajarea cetățenilor ucraineni în baza contractului individual de muncă, cu condiția că angajatorul să notifice Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă despre acest fapt în termen ilegal, astfel evitând inconveniențele. Ținem să reiterăm că Biroul Migrație și Azil,
fiind autoritatea competentă pentru străini, are atribuții de verificare a legalității șederii și plasării în câmpul muncii a cetățenilor străini, precum și aplicarea în caz necesitate a sancțiunilor contravenționale în privința angajatorilor de rea credință, în conformitate cu legislația în vigoare. Cu regret, au fost deja constatate cazuri de angajare ilegală în câmpul muncii, ultimul caz fiind angajarea a 13 cetățeni ucraineni în lipsa permiselor de ședere sau a contractelor de muncă înregistrate conform condițiilor de angajare în câmpul muncii în procedură facilitare la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Având în vedere că starea de urgență este prelungită cu 45 de zile, Biroul Migrație și Azil are ca sarcină primordială gestionarea fluxului de străini și acordarea serviciilor în sinergie cu filtrele de ordine publică și securitatea națională. Linia verde 08001527 a Biroului Migrație și Azil rămâne funcțională în continuare 24 de ore pentru acordarea acestei asistențe informaționale la orice oră persoanelor aflate în dificultate. Vă mulțumesc pentru atenție și suntem dispuși împreună cu colegii să vă răspundem la întrebări. Deci avem stabilite cazuri de angajare în câmpul muncii și din alte state, nu doar din Ucraina, doar că ce am vrut eu să menționez este faptul că pentru cetățenii ucraineni au fost create un șir de facilități și la momentul de față ei au două posibilități de a se angaja în câmpul muncii, una în regim simplificat, procedura facilitară, aceasta este doar notificarea la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă cu anexarea acestui contract individual de muncă, codul personal și copia pașaportului. Adică este o facilitare ceea ce alți cetățeni străini nu au. Pe de altă parte, ei se pot adresa pentru obținerea permisului de ședere în scop de muncă, cum și-am spus, fără ca să fie necesitatea de a indica acest salariu mediu prognozat pe economie și fără ca angajatorul care l-a angajat să achite această taxă de stat, 1440 lei. Am avut documentate cazuri și din Turcia, din Azerbaidjan, din multe alte state, doar că am vrut să atrag atenția că totuși, deci pentru a evita, atunci când un cetățean străin are permis ședere sau este în câmpul legal, el are mai multă protecție. Și asta este una dintre prioritățile noastre pentru a acorda protecție acestor persoane, pentru a evita exploatarea prin muncă, pentru a evita traficul de ființe umane și alte fapte antisociale. De la începutul anului avem peste 70 cazuri documentate. Câți din ei erau ucraineni? Ucraineni, acum cifra exactă n-am să vă dau, dar pot să revin cu informații. Deci, cu referire la antrenarea minorilor în diferite tipuri de infracțiuni, ce am precizat eu în acest briefing, de fapt am făcut referire la perioada estivală a anului trecut, dar dacă o facem o mică retrospectivă, inclusiv la ziua de sâmbătă, în cadrul briefingului de sâmbătă, am făcut o totalizare și o informare și cu referire la antrenarea minorilor pe parcursul anului curent, legate de faptele infracționale. Deci când vorbim de antrenarea minorilor, există diferite tipuri de infracțiuni, începând de la huliganism, jaf, tâlhărie, inclusiv infracțiuni cu caracter sexual comise, până la cele legate de siguranța traficului rutier, atunci când sustragerea anumitor mijloace de transport, deplasarea cu acestea, comiterea accidentelor rutiere și deci noi cunoaștem inclusiv din comunicarea care am făcut-o anterior, cazul care am avut la Orhei, antrenarea minorilor în acțiunile huliganice cu soldări destul de grave și alte categorii de la compartimentul respectiv. Bineînțeles că o mare parte, conform statisticilor, arată vârsta minorilor antrenați în astfel de infracțiuni este de la 15 la 17 ani.
Acestea sunt categoriile cele mai frecvent întâlnite în comiterea anumitor infracțiuni. Dar o să precizez și mai mult că ceea ce s-a demonstrat și până acum trebuie de atras o atenție sporită și de lucrat cu copiii până la vârsta de 12 ani. Ori, începând anume cu această vârstă, noi vedem antrenarea minorilor în diferite acțiuni delicvente care cumva duc la o creștere ulterioară și la o antrenare mai frecventă a acestor copii. Eu ce am spus că doar pe parcursul anului trecut, în perioada de 3 luni de zile a perioadei estivale, au fost 333 de infracțiuni comise de către minori, nu înseamnă că au fost 333 de minori, au fost 160 de minori, dar care au comis 333 de infracțiuni. Deci se prezumă că unii minori au comis și 2-3 fapte infracționale. Deci primarul capitan Ivan Ceban a declarat că 4 milioane de lei ar fi costat asigurarea securității la marșul minorităților sexuale. Vreau să-mi spuneți dacă este adevărată această cifră, pentru ce au fost necesară această sumă de fapt. În primul și în primul rând, eu nu o să comentez anumite declarații politice, deoarece acestea sunt pur declarații politice. Doi la mână, o estimare la aceste cheltuieli nu poate să o facă o autoritate publică locală raportată la o autoritate publică centrală. Trei la mână, indiferent de situații și circunstanțele care nu s-ar petrece, poliția este obligată să asigure liniștea și ordinea publică în toate cazurile care sunt în orice localitate, indiferent de ce categorie nu ar fi acestea. Încă o dată repet, ce ține de cheltuieli pentru marșul din prima parte a zilei și măsura care a fost în a doua parte a zilei, nu se cataloghează și nu se măsoară în sume de bani. Aceștia sunt salariații care au fost antrenați conform riscurilor sau situațiilor la acel moment. Au fost antrenați acel număr de angajați care a fost necesar pentru asigurarea liniștii și ordinii publice, indiferent din ce compartiment. Noi nu i-am împărțit pe cei angajați în două categorii, au fost angajații care au activat ziua de duminică, de dimineață până seara, pentru asigurarea liniștii și ordinii publice în Chișinău, de comun cu celelalte subziuni ale Ministerului Afacerilor Interne. Dar câți angajați au asigurat ordinea publică? Și cu estimare au fost în jur de 2000 de angajați care au asigurat liniștea și ordinea publică pe parcursul zilei din duminică până seara la orele 21. Conform calculelor poliției, câți protestatari au fost în piața primară internațională? A fost făcut comunicare publică, au fost în jur de 10-11.000 de protestatari. Și vă rog să ne spuneți în baza cărei legi, cărui document nu s-a permis ca microbuze de protestatari să vină în piață și la fel tehnica să fie instalată. Deci, mie îmi pare rău că dumneavoastră duceți în eroare acum, că nu a fost permis participarea protestatarilor sau persoanelor care cumva și-au manifestat interesul de a participa la acea măsură, la ziua de duminică, în Piața Marii Adunării Naționale, sau dacă cunoașteți dumneavoastră vreun caz în care o persoană cumva i-a fost îngrădit dreptul de a se deplasa spre Piața Marii Adunării Naționale, eu vă rog foarte mult să ne sesizați și să ne comunicați care a fost acele circumstanțe. Ori eu cunosc toate persoanele, le-a fost oferit liber acces către Piața Marii Adunării Naționale și nimeni nu a fost îngrădit acest acces către Piața Marii Adunării Naționale. Păi persoanele, da, dar microbuzele nu au avut acces acolo și de asemenea nu a fost permisă instalarea scenei. Adică vă rog să ne... La care microbuze vă referiți dumneavoastră că nu a fost permis în Piața Marii Adunării Naționale? Bine, cred că intrăm în prea multe detalii la acest compartiment. Niciodată în istorie microbusele nu au intrat în Piața Marii Adunării Naționale, ori ele rămân pe traseele adiacente pieței și toate traseele cunoașteți foarte bine că au fost împânzite cu astfel de microbuze, reieșind din acceptul care a fost oferit de reprezentantul sau autoritatea publică locală, în piață s-a manifestat doar participanții la măsura în cauză. În rest, nu este posibil ca să ajungă microbusele în Piața Marii Adunării Naționale. Trebuia să aibă loc un concert. După cum am menționat anterior, nu a fost permis instalarea scenei. Organizatorul a declarat că avea toate actele permisive și că le-a prezentat și în... Cine este organizatorul și a comunicat acest lucru? Deci, în primul și în primul rând, eu o să vă comunic. Poliția nu se ocupă de instalarea scenei sau de dezinstalarea scenei.
Este unul la mână, doi la mână. Poliția nu a ghidat faptul organizării sau amenajării unei pieți. Poliția, în procesul său de activitate, a documentat în timpul deplasării un mijloc de transport care transporta anumite bunuri, iar în acel mijloc de transport nu era nicio persoană care putea să adeverească proveniența sau caracteristicile mărfii transportate. Șoferul la acea etapă nu avea nici foaie de parcurs și nu avea niciun act confirmativ asupra bunurilor respective. Nici măcar nu cunoștea unde transportă acele bunuri și deține în mijlocul respectiv de transport. Deci este prima parte, ca să fie foarte clar. În a doua parte, când s-a prezentat persoana menționată de dumneavoastră, a prezentat doar o hârtie semnată de dumnealui că ar fi preluat de la cineva careva bunuri și doar cu semnătura lui. De la cine, cum, care a fost modul de obținere și în ce condiții, nu era absolut nimic. Nici măcar în procesul de documentare, când a fost pornit acest proces, nu a putut fi prezentat niciun act. Actele au fost prezentate a treia zi de către proprietarul bunurilor respective și atunci încă nu toate în formă de plină. Despre care microbuse vorbiți noastre? Care cu tehnică, adică a fost verificat. Deci, în primul și în primul rând, nu a fost niciun microbus cu tehnică. Așa ceva nu a existat. Sunteți, cred că, dezinformat un pic aici. Dar, în fine, a fost stopat în timpul deplasării un mijloc de transport care transporta anumite bunuri și se deplasa cu viteză spre mulțime. Și dacă dumneavoastră o să faceți o analiză, o retrospectivă a anilor precedenți, noi am avut situații în care, în mulțime, în piața Marii Adunări Naționale, a avut loc o explozie de hramul orașului, când au fost pus în pericol vieți omenești. Ori, prerogativa de bază a poliției și a colegilor noștri de la Inspectoratul General de Carabinieri și alte subdiziuni este aceea ca să asigurăm o securitate pentru toți cetățenii care erau la acel protest. Care ar fi riscurile sau primele ipoteze atunci când tu vezi două mașini încărcate cu paie care vin spre centrul orașului și totodată vine o mașină care nu cunoaștem ce este în ea, cu o viteză excesivă, deplasându-se spre piața Marii Adunări Naționale, unde se află mulțime cu oameni. Eu nu o să comentez declarațiile unor organizatori care pur și simplu cred că este o viziune a dumnealor, dar eu o să recomand tuturor cetățenilor, dacă consideră cumva le-a fost vătămate anumite drepturi ale sale, se pot adresa organelor de drept competente. Sau, până la ziua de astăzi, chiar dacă sunt făcute anumite declarații publice, poliția sau alte organe, instituții ale statului nu a sesizat și nu a primit nici o adresare din partea cuiva că i-a fost lezat un anumit drept. Deci, sub prisma faptului că a avut loc un protest, noi, cu atât mai mult astăzi, fiind într-o zi atât de importantă, unde sărbătorim suveranitatea Republicii Moldova, noi suntem un stat de drept, fiecare are dreptul să-și manifeste libera sa viziune în condițiile legii 26. Ce ține de compartimentul poliției, dacă vor apărea plângeri, eu voi da explicații pentru ceea ce mi se va imputa. Cât ține de alte compartimente politice, eu cred că cel mai oportun ar fi, este reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, care se poate expune la alte capitole, dacă o să doriți. Deci, carabinierii au portat capul în spate. Vreau să vă spun pentru ce a fost necesar. Pentru intervenții, în caz de necesitate, la salvarea vieților românești. Riscul de producere a unui incendiu prevede regulamentul tehnic de intervenții la stingerea incendiilor. Haideți să o luăm un pic altfel. Siguranța cetățenilor are prioritate și viețile omenești nu au niciun preț. Cu cât timpul de intervenție la stingerea unui incendiu este mai mic, cu atât calitatea stingerii incendiului este mai bună. Deci, păturile respective, mă bucur că ați dat curs acestui subiect. Noi avem astfel de obiecte prelucrate ignifug, special pentru a interveni în situații de
risc la măsurile în masă când pot fi utilizate cocktailuri diferite care sunt incendiare. Respectiv, noi nu putem, în cazul când evaluăm riscurile unei manifestații cu un grad social sporit de contramanifestanți, să nu luăm în calcul astfel de situații. Dar pe lângă plapumele care erau atașate de ranița carabinierilor, nu știu de ce nu v-ați uitat că avea și stingătorul în raniță, care tot este un obiect de intervenție la astfel de cazuri. Iar cu riscul, dacă nu sunt destul de explicit, o să rog colegul de la situații de urgență să mă completeze. Eu o să le comunic colegilor mei care se ocupă de achiziții, că noi mai avem așa fel de plapume și de diferite culori, care sunt perfect utilizabile la ziua de astăzi și o să le comunic dacă va fi necesar pe viitor să facem achiziții, să ținem cont de anumite sugestii de-a dumneavoastră de culori, dacă e nevoie. Mersi. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, odată cum a parvenit această informație în sursele mass media, deci noi ne-am autosesizat, dar vreau să anunț altfel. Orice intervenție a salvatorilor și pompierilor din Republica Moldova se face o analiză a acțiunii, începând cu timpul de răspuns, cu intervenția propriu-zisă și care acțiune a fost întreprinsă, care a fost corectă și incorrectă. Și este o lecție ca ulterioară intervenție să nu se facă greșeli dacă se fac în cazul dat. Pe cazul dat am avut apelul, a parvenit la Centrul Automatizat de Dirijare Operativă la orele 14.00. Distanța până la locul de unde a avut cazul tragic este de 21 de kilometri. Deci, ținând cont că Planul Național de Antrenare a Forțelor și Mijloacelor în zona aceea este Strășeniu, Strășeniu a fost îndreptat, sau unitatea de pompieri și salvatori de la Strășeniu a fost îndreptată la locul dat. Ea a ajuns în 27 de minute. Deci, acum se dezvăluie toată ancheta și asta noi pe minute mergem unde și ce face o anchetă amplă pe acest subiect, dar timpul de răspuns, ținând cont de distanța și relieful care este acolo, este normal. Deci asta e la prima viziune. Ce se referă de astfel de cazuri? Deci vreau să menționez că în ultima perioadă noi am avut peste 140 de cazuri de astfel de într-așa fel de circunstanță. Și cu părere de rău, cei după 7 minute e deja caz tragic. Ținând cont distanța aceasta și timpul care l-am avut noi pentru asta, șansa a fost foarte puțin. Dar asta nu exclude că noi o să facem o analiză și organele de anchetă se vor expune pe toate subiectele date. Deci, încă o dată menționez, 21 de kilometri, 27 minute am să intervenim. Deci, ați pornit o anchetă? Evident, evident. Eu, cum și-am menționat deodată, că noi după caz, după fiecare lichidare a unei situații excepționale, facem o anchetă. Deci o cercetare internă. Și atunci când s-a sensibilizat pe sursele mass media, noi am inițiat o anchetă de serviciu. Totodată este evident că este și un dosar penal. În cadrul dosarului penal, aici colegii o să spui și mai mult. Se vor verifica toate circunstanțele. Vă mulțumesc! Deci, în perioada estivală, deci, riscul cel mai mare care este copiii care rămân acasă nesupravegheați. Acesta este cel mai mare risc și care nu prea bine este instruit sau nu cunoaște ce trebuie să ce să facă copilul propriu-zis. Deci, un risc sporit este bazinele acvatice,
Și atunci când copiii pleacă de sine stătător, rămânând singuri acasă, ei pleacă la bazinele acvatice, ținând cont de perioada estivală sau caniculară, și se scaldă. Deci decadența aceasta de temperatură deci conduce la urmări tragice. Un alt risc este, colegii mei s-au menționat că la o vârstă oricare cineva încearcă a utiliza focul deschis, care fumează, care... Deci asta este un alt risc. Un alt risc, dacă copilul rămâne de sine stătător în casă și nu este instruit bine cum să comporte cu aragazul sau cu ceea ce pregătește de mâncare, deci iar de nou este un risc. Riscurile, noi ne stăruim că înainte de vacanța copiilor, ca să trecem prin toate instituțiile de învățământ și cum am menționat și în discursul meu, deci noi am trecut prin toate instituțiile de învățământ, totodată am organizat școala securității, prin ce să sensibilizăm cetățenii care să, sau și cetățenii, dar mai mult prin intermediul copiilor să ajungem la toți care sunt măsurile de securitate. Da, vă mulțumesc. Deci, colegul meu s-a menționat, eu cred, poate altceva doresc din asta. Deci, în cazul în care o copil minor, până la atingerea 12 ani, este lăsat de părinți, este nestătător acasă. Este un risc. Și, da, este un risc. Și totuși riscul este atingerat și este o situație periculoasă pentru copil. Atunci, ce răspunde? Bine. Noi un pic intersectăm două aspecte care diferă între ele. Nu trebuie să, din prima, să ne gândim că dacă a rămas un copil singur acasă cu vârsta de până la 12 ani, pentru aceasta este o răspundere. Pentru aceasta nu este o răspundere, dar în același timp manifestă o îngrijorare și un risc pentru ceea ce se poate întâmpla. Nu trebuie să confundăm că automat dacă copilul a rămas de 10 anișori acasă singur el pentru o oră, deja părinții pentru asta riscă o răspundere. Dar bineînțeles că atunci când se manifestă și apare și se demonstrează o neglijență din partea părinților în raport cu unele acțiuni care s-au întâmplat, noi cunoaștem situații diferite care au avut loc pe parcursul anilor, când fie mama, părinții au plecat de acasă, a rămas copilul singur el peste noapte acasă, s-au întâmplat diferite nenorociri, aceea deja este la alt compartiment, ci cataloghează sub un alt aspect de infracțiune. Dar la general, atunci când copilul a rămas, mama a plecat undeva la o vecină sau undeva, sunt relații sociale care se pot întâmpla și foarte mult cunoaștem, de aceea și am atenționat în mod special, ca să avem o comunicare și o educație mai sigure în raport cu copiii, cu cei care sunt cu vârsta aceasta fragedă, ca ei să cunoască mai multe detalii, mai multe responsabilități și mai multe lucruri care cumva ar prezenta un risc sporit pentru ei. Bine, eu nu știu dacă este chiar subiectul briefingului de astăzi, dar atât timp cât ați abordat subiectul respectiv, dumneavoastră cred și cunoașteți că acest articol sau acest amendament al codului contravențional a fost introdus începând cu data din 1 ianuarie 2022, este un articol nou. Vreau să vă spun că până la ziua de astăzi am avut sesizări în raport cu publicitarea sau a jocurilor de noroc. Dacă nu dau greș, acum cu părere rău, nu am o cifră exactă, dar din câte cunosc eu, avem peste 30 de cazuri documentate astfel de situații. Exact ceea ce reglementează codul contravențional, atragerea la răspundere a persoanelor care cumva asigură publicitarea respectivă. Dacă vorbim de site-uri, este o categorie. Dacă ne nimerim în alte compartimente unde se face publicitare, de exemplu mass media, deja sesizăm inclusiv și acele organe, instituții, abilitate care cumva supraveghează și activitatea acestora. Păi eu am spus, dacă este un simplu cetățean sau o persoană care nu
cade sub jurisdicția unei autorități care este cumva controlată de o autoritate, atunci se aplică răspunderea reglementată de codul contravențional la articolul respectiv. Dacă este cumva monitorizată activitatea acesteia de audiovizual sau alte instituții, deja se sesizează și noi nu putem răspunde, poliția nu are nimic tangențial cu răspunderea care poate fi aplicată în raport cu o sursă mass media, dacă aceasta ține deja de competența audiovizualului. Ați spus că ați avut peste 30 de sesizări în această cază. Inclusiv procese verbale de constatare deja. Cu procesul verbal de constatare a contravenției. Deci, îmi este foarte greu, a fost aplicată amenda reglementată în codul contravențional. Acum cred că aș putea greși, după care ar putea fi loc de interpretare. Vă mulțumim foarte mult, stimați reprezentanți mass media. O cifră detaliată nu pot da acum. Sunt mai multe specii în acest sens, gestionate de către colegii mei din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. În acest sens cooperăm foarte bine cu colegii noștri din Ucraina, deci din România. Dați-mi un termen foarte scurt, spuneți de la ce media sunteți și vă voi informa despre... Poftim? Dumneavoastră, colegii mei de la comunicare, o să vă prezint toate datele în acest sens, dar sunt vizați cetățeni și a Republicii Moldova ca și organizatori cetățeni a altor state. Suntem vigilenți în acest sens, astfel ca să urmăm din fașă toate aceste derapaje. Dar puteți să ne spuneți la general care este pedeapsa pentru... Haideți să vă spun că o să revin cu toate cifrele în acest sens. V-ați reprezentat mass media, dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim, vă urăm în continuare o zi frumoasă, un sfârșit de săptămână reușit și, bineînțeles, ne revedem la următorul nostru briefing. La revedere! Eu nu am ce de zis.